Doamnelor și domnilor, bun venit la Nou Mars! Avem o înfățișare nouă. Sper că v-ați odihnit, pentru că acest an va fi extrem de greu pentru voi. Am decis să creștem nivelul, lansând o provocare și mai competitivă. Doi buni. Doi buni? Este o competiție grea, interdisciplinară, pe tot anul. Veți concura în perechi alese de noi. Poate vom fi împreună. Da, sau poate vei fi cu Seb și vă puteți împăca. Provocarea Purles Artistes este să interpreteze un cântec așa cum își doresc. Repertoriu sau original, dansând, cântând, prin actorie, mimă, orice. Acum mizele sunt mari și premiul pentru cuplul câștigător este? Este șansa de a participa la un show de talente real. Bine, bine, nu vă entuziasmați de acum. Mâine vă vom spune cu cine veți performa. Cu ce crezi că mi-ar sta mai bine? Cu auriu sau argintiu? Nu e puțin prea... Bine, gata cu vorba. Înapoi la ore? Să înceapă lecțiile. Înapoi la ore, replica mea preferată. Hei, Penny! Nu-ți face griji? Sunt sigură că și tu vei ajunge în finală? Deși eu voi încerca să atrag toată atenția asupra mea. Oh, nu fac! Hei, poate mă ajut să aleg culorile pentru rochiile noastre. A mea poate fi aurie și a ta argintie sau a mea neagră și a ta albă. Lucy, hai să lămurim lucrurile de acum. Nu suntem prietene, nu am fost și cu siguranță nu vom fi niciodată, așa că... Tocmai ți-ai ratat ultima șansă, drăguțo. Deci... Cine vrea să spargă gheața? Ești în regulă. Da, sunt bine, doar că nu am putut cânta toată vara. Poate cineva dintr-o familie de artiști. Și cine ești tu? Numele meu e Tom Lauder. Și ce ai vrea să cânți pentru noi, domnule Lauder? Un cântec scris pentru tine. Here's a little beat that you can borrow. You can bring it back here tomorrow. Like a novel from a library, will you tend to take good care of it? Let your body do the talking. You wanna live like no one's watching. No matter what the hate is gonna hate. So you walk the walk and you rock the roll. Wow, a fost așa. Penny, dacă ăsta e un vis, te rog, nu mă trezi. Abonați-vă pentru mai multe surprize și urmăriți Disney Channel.